Dezertant este faptul că, în sfârșit, și canonul al doilea, atâta știți, vă spune, fac parte din istoria țării. Și ceea ce pe mine m-a impresionat, a fost faptul că știam bine relația lui Mihai, regele Mihai, cu canonul al doilea. Și am discutat cu dânsul și m-a impresionat faptul că mi-a spus, uite, eu nu sunt entuziasmat de decizia asta, dar nu mă opun. Și dacă vă aduceți aminte, la aeroport, el nu a venit, a venit numai principele Radu și principele Samar care l-au venit. Și ce s-a întâmplat cu Elena Lupescu? Ei erau, nu mormântați, erau ținuți într-o capelă și asta... La istorie. Da, pe mine m-a impresionat negativ. Într-un fel de cămară. Și erau puse cele două sicilie, unul peste altul, al lui, al Carol al doilea de desubt și Elena Lupescu deasupra. Eram sigur. Și de-a peste ei un drapel, steagul național, vechiul drapel. Și decizia pe care am luat-o împreună cu familia regală a fost ca regele să fie momentan la Curtea de Argeș, iar Elena Lupescu la o biserică alăturată, ca să nu fie totuși un... în familia regală. Enunțare. Deci, de-asta, astăzi chiar nu trebuie să vin aici, am primit o scrisoare, o invitație pentru 25, la suntem invitați, Oțeana și cu mine, la masă pe care e Cibărărată și Cibărărată sau Opera, pe 25 octombrie, și mai este, cred, un bon eveniment aici, cred că la Banca Națională și sunt de două. Da. Deci, eu vă spun încă o dată, deci nu sunt monarhist, dar asta nu înseamnă că respect mai puțin ceea ce este o parte importantă din istoria României și cred că noi suntem puternici, dacă avem un trecut puternic, dacă știm să ne prețuim. E o chestiune de viziune, este o chestiune, până la urmă, de responsabilitate politică. Eu așa am văzut lucrurile. Foarte bine. M-ați început? Sunt republican. Vă spun acum, dacă era o chestiune neclară... Am început. M-ați început. M-ați început. M-ați început. Are o limbă mai înțeleg. Domnul președinte, m-ați început prelegerea pe acest punct în felul următor. Dacă vă aduceți aminte, în 2003 am apreciat foarte mult faptul că majestatea sa a acceptat să lucreze cu un guvern social-democrat. Vă îndoiți cumva că regele are vreo reținere când e vorba de culoarea politică a unui guvern? Specificația din punctul meu de vedere sau al nostru al monarhiștilor, nu cred că treia fost urmă. Orice guvern ar fi... Nu, eu am făcut-o din punctul de vedere al social-democraților care există de la putere după 90 în România. În ideea că regele putea să aibă anumite resentimente. Deci... Niciodată nu au. Bun, iată că n-au avut, dar eu puteam să vă gândesc că putea să aibă. Și să-i spunem, dom'le, voi nu m-ați primit în țară, mai eu vă spun următorul lucru, când a venit de Paște în 91, cred, sau 92. Eu m-am ocupat de vizita regelui, pentru că și aranjamentele de protocol și toate celelalte. Deci, eu am o istorie mai veche, dar nu am să vă amestec în povestea asta. Plus, tatăl